Atât ce semioveni cât și rapid se gândesc la promovarea în Liga 1 și în acest sezon au oferit o partidă spectaculoasă, cu trei goluri, la capătul căreia oaspeți au câștigat cu 2 la 1. Cei care au deschis scorul au fost elevii lui Alexandru Pelici, care chiar au intrat la cabine în avantaj după o primă repriză foarte bună, în care au evoluat mai bine, au pus presiune constantă pe adversar și au combinat mai mult. Ștefan Blănaru a marcat pentru 1-0 în minutul 34 după o centrare a lui Șerban de pe partea stângă, o reluare cu capul, a lui Rădescu din careu și o respingere a portarului în careul mic de unde atacantul gazda a profitat la maximum, iar scorul s-a menținut așa până la finele primei părți. În minutul 8, CS Mioveni a ratat o lovitură de pedeapsă după ce Oancea a fost faultat în marginea careului pe dreapta, iar Bogdan Rusu a executat slab în stânga sa, dar Virgil Drăghia a apărat. Rapida a ieșit mai motivată pe teren în partea a doua și a marcat de două ori. Cătălin Hlistei a restabilit egalitatea în minutul 50 de la 11 metri, iar Adrian Bălan a adus victoria giuleștenilor cu un gol în minutul 67, fază la care gazdele au cerut offside.